Frați și surori, vă invit respectuos să ne ridicăm în picioare și vreau să citesc un cuvânt care în seara aceasta ne va servi pentru învățătură, care se găsește în Vechiul Testament, în Cartea Judecători, la capitolul 16, vom citi începând de la versetul 16, pagina în Biblie 279. Judecători, capitolul 16, începând cu versetul 16. Fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut de o neliniște de moarte și și-a deschis toată inima față de ea și i-a zis: Briciul n-a trecut peste capul meu pentru că sunt închinat Domnului din pântecele mamei mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Dalila, văzând că își deschisese toată inima față de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și a pus să le spună: Suiți-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui. Și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au adus argintul în mâini. Ea l-a adormit pe genunchii ei. Și chemând un om, a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. El și-a pierdut puterea. Atunci a zis: Filistienii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis: Voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Filistienii l-au apucat și i-au scos ochii, l-au coborât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță, în temniță. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Frați și surori, așa cum se amintea în seara aceasta, îl numim noi un program al tinerilor. Eu cred că este un timp binecuvântat. Am fi nedrept să răsfrângem harul lui Dumnezeu la o seară preferată doar de tineri, să o numim așa. Eu cred că faptul că suntem în adunare, faptul că este pace, este liniște, putem să ne adunăm împreună în prezența lui Dumnezeu, putem să alegem de bunăvoie dacă să venim la casa lui Dumnezeu sau nu, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu sau nu, să-l criticăm sau să-l punem în inimă, este harul lui Dumnezeu. Faptul că încă Dumnezeu mai vorbește prin cântare, prin rugăciune, prin Duhul Sfânt, asta înseamnă harul lui Dumnezeu. Însă vom vedea în seara aceasta că de fiecare dată harul lui Dumnezeu nu a fost prețuit de oameni. Dimpotrivă, când vremurile au fost mai bune, mai prielnice pentru pocăință, pentru întoarcere la Dumnezeu, când oamenii au fost lipsiți de probleme, de nenorociri, de alte popoare care i-au subjugat, oamenii, în loc să vină înaintea lui Dumnezeu și să fie mai mulțumitori, mai buni, de nenumărate ori și în timpul istoriei, de pe pagina Sfintelor Scripturi și astăzi, oamenii cam se comportă la fel. Viața lui Samson, perioada vieții lui Samson, a poporului în care Samson a domnit ca și judecători, se aseamănă în multe aspecte cu viața pe care o trăim noi. Am putea să spunem că viața lui Samson e o perioadă veche din istorie, dar este și o perioadă sau o istorie, sau o putem scrie ca o istorie care va rămâne peste veacuri pentru copiii noștri, pentru generațiile care vor veni după noi dacă Dumnezeu va lăsa viață. Istoria actuală pe care noi o scriem se aseamănă în mare parte cu generația sau cu modul în care Samson și poporul pe care l-a slujit ca judecători a fost în vreme de atunci. Samson a slujit ca judecător în poporul lui Israel, spune cuvântul lui Dumnezeu, 20 de ani. Generației pe care Samson a slujit-o a fost o generație care se aseamănă și cu generația bisericii noastre de tineri. Undeva după ce au intrat în țara Canaanului, în țara promisă de Dumnezeu, după ce Moise nu mai era cu ei, după ce Iosua nu mai era cu ei, și era o generație tânără care n-au văzut minunile și semnele lui Dumnezeu pe care le-au văzut părinților. Era o generație, am spune noi, tinerii care s-au născut sau care au crescut în Canaan după ce Israel și-a luat țara în stăpânire. Nu știau, cuvântul lui Dumnezeu subliniază că nu cunoșteau pe Domnul. Pe cine dăm vina, unde-i vina, cine-i vinovat, nu intrăm în seara aceasta în detalii. Însă, sigur, Scriptura consemnează că era o generație de oameni pe care Samson îi slujea și nu-l cunoșteau pe Dumnezeu. Și chiar dacă din punct de vedere
Ciclul acesta al judecătorilor se repetă, așa cum foarte bine știm, că de fiecare dată când Dumnezeu îi izbăvea, poporul uita de Dumnezeu și fiecare făcea ce îi plăcea, își făceau de capul lor, făceau cum îi taie capul, îmi spune noi, și apoi Dumnezeu din nou trimitea un popor care îi asuprea din nou, Israel striga la Domnul, iar primeau, în loc să primească izbăvire, Dumnezeu le trimitea un judecător, pentru că de multe ori soluția la problemele noastre Dumnezeu o vede diferit. Dacă poporul lui Dumnezeu de cele mai multe ori când ajungea în robie, când ajungeau să fie asupriți, strigau la Dumnezeu și de multe ori Scriptura consemnează că strigătele lor ajungeau la ceruri. Dacă vom citi când Gedeon ajungea la altă dată, erau atât de chinuiți încât oamenii se ascundeau în stânci, în crăpăturile stâncilor, să scape de robia popoarelor străine. Dar cum se ivea zorile, cum se ivea un pic soarele, omul când dă de bine uită. Îl avem în seara aceasta în mijlocul nostru ca personaj pe Samson, un om născut într-un mod supranatural, se aseamănă într-un anume fel cu Domnul Iisus Hristos. Înainte ca să se nască el, vine îngerul la părinții lui Samson și spune, măi, voi nu puteți să aveți copii, spune mamei lui Samson. Mama lui era stearpă și nu avea o familie din seminția daniților. Și se naște într-un mod miraculos. Așa cum Domnul Iisus Hristos a fost născut din fecioară, fără să cunoască împreunarea cu bărbat, omul acesta s-a născut printr-o făgăduință divină. Părinții lui erau căsătoriți, dar modul cum Dumnezeu a prevestit nașterea lui, lucrarea lui, slujba pe care o avea de făcut, era cu totul și cu totul o persoană specială. Să ai parte de o asemenea făgăduință din partea lui Dumnezeu? Să știi care e meseria pe care o vei urma, care e traseul pe care îl vei avea de urmat și totuși la un moment dat să se spună, să ajungi dintr-un copil al lui Dumnezeu născut prin făgăduință, am spune noi, dintr-un om al lui Dumnezeu crescut în adunare, botezat cu Duhul Sfânt, să se spună la un moment dat că l-a părăsit Dumnezeu și nici măcar nu știe? Să stea Dumnezeu departe de tine pe care, sau de mine, care ne considerăm un om al lui Dumnezeu, și tu să te consideri omul lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie departe de tine. Ce bine ar fi fost să se fi terminat cartea Judecător sau viața lui Samson așa cum a început. Ce promițător era începutul vieții lui Samson. Un om născut cu un statut special, un om născut cu o lucrare specială, un om cum nu s-a mai văzut pe pământ din punct de vedere al forței fizice pe care o avea. Însă vom vedea, pentru că mesajul din seara aceasta l-am intitulat Binecuvântări ce le putem pierde. Poți să ai lucruri pe care nu le-a mai avut vreodată un om pe fața pământului, binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Nimeni nu-ți garantează că poți să faci ce vrei cu binecuvântarea lui Dumnezeu, oricare ar fi ea. Ne putem uita la Samson că n-a mai fost om atât de puternic ca el și a căzut, a pierdut totul, a pierdut binecuvântarea aceasta care Dumnezeu i-a fost dăruitul lui Samson să izbăvească poporul lui Israel din robie și a pierdut-o ducând porțile cetății pe munți, 400 de kilograme, 30 de kilometri, la deal, pe munte. Și în loc să izbăvească poporul lui Israel din robie, cobora dincolo de limitele puse de Dumnezeu. Nimeni nu-ți garantează că dacă ai o binecuvântare dată de Dumnezeu, o vei ține și vei face ce vei voi cu ea. Dacă nu vom face cu voia lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, în direcția chemată de Dumnezeu, vom pierde totul prin mâini. Ne putem uita la Solomon. Cum puternic n-a mai fost nimeni vreodată ca Samson, înțelept n-a mai fost nimeni vreodată ca Solomon. Și totuși ajunge să piardă, să piardă viziunea, să piardă mult, cu toată binecuvântarea primită din partea lui Dumnezeu. Ne putem uita la David, omul care îl numește Scriptura după inima lui Dumnezeu, omul care alcătuia cântări de laudă, care alcătuia atâtea versuri pe care astăzi ne bucură la timpul de rugăciune și la închinare. Și totuși, omul acesta ajunge într-o zi să cadă. Mă adresez aici și familiilor care poate au adolescenți, poate într-o zi, poate într-o vreme, poate mai târziu, poate deja ești acolo. Vei avea în casa ta și tu un fiu risipitor. Vei avea un adolescent, vei avea un tânăr rebel, să-l numești așa. Să ferească Dumnezeu să-l ai în casă pe fratele fiului risipitor. Dacă fiul risipitor e greu ca mamă, ca tată să-l ai în casă, că îți creează probleme, îți aduce rușine,
Îți pierde valorile spirituale și de toată natura care ar putea să le aibă, averea luată de la ta. Îți necinstește numele, onoarea și pierde tot ce a avut din partea ta, material sau genetic. Cu el mai rezolvi cum mai rezolvi. Însă să vezi ce faci cu fiul celălalt, care e rebel, dar rămâne în casă. Pentru că partea tristă pe care o văd eu la Samson, dacă într-o zi ajunge să-și piardă toate binecuvântările, se aseamănă cu mulți tineri, că dincolo de prezența lui Dumnezeu pe care o pierde, dincolo de legile lui Dumnezeu care le calcă în picioare, de limitele puse de Dumnezeu care le calcă în picioare și s-a dus până la cel mai jos nivel al păcătuirii și n-a ținut cont de nimic, încearcă să mascheze, crezând că simbolul puterii și al prezenței lui Dumnezeu în viața lui, care simboliza părul pentru el, poate să-l facă puternic și să spună: fac cum am învățat cel mai bine să fac, fac ca mai înainte, crezând că asta va ține veșnic. Eu venit într-o zi în viața lui Samson, încât lozinca asta, voi face ca și mai înainte, n-a mai funcționat. Și nu-i numai la el. Și dacă n-a fost numai la el și a mai fost încă la alți oameni, și voi amintiți despre alți oameni care au crezut că merge odată, merge de două ori, merge de trei ori și merge la infinit, că Domnul e cu tine. Faptul că într-o zi ai fost cu Dumnezeu, că Dumnezeu te-a binecuvântat, ți-a dat niște binecuvântări mai mari ca lui Samson, poți să ți le dea. Și am primit binecuvântări mai mari ca Samson, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii din Vechiul Testament priveau prin credință spre noi, cei care vom trăi vremurile din urmă, botezul și revărsarea Duhului Sfânt, vor privi spre noi și vor dori să vadă, să guste, să trăiască, să experimenteze ceea ce noi trăim. Și li s-a spus că nu-i pentru ei, pentru că la sfârșitul zorilor sunt vremurile de har și de binecuvântare pe care noi le trăim. Să fii chemat de Dumnezeu să fii izbăvitorul unei națiuni, așa cum a fost chemat Samson. Și totuși să ajungi la un moment dat să învârți la râșniță pentru dușmanii tăi. Puterea dată de Dumnezeu să o pui în slujba Lui, să-ți izbăvești poporul, să-și bată joc de ea și să o folosească dușmanii în folosul lor. Pentru că atunci când ai resurse, când ai binecuvântări din partea lui Dumnezeu și nu le folosești în perimetrul stabilit de Dumnezeu, vei ajunge să-și bată joc de puterea ta, de binecuvântarea ta, o vei pierde și se vor folosi dușmanii. La un moment dat, poporul acesta filistean, după ce Samson ajunge rob în casa lor, în ținutul lor, se laudă împotriva Dumnezeului adevărat și spune: Dumnezeul nostru al filistienilor e mai tare decât Dumnezeul Israelului, pentru că l-a dat pe omul acesta în mâna noastră. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu să întărâți popoarele păgâne, să se laude împotriva lui Dumnezeu și mai spui că poți să faci ce vrei? Când e necinstită slava lui Dumnezeu prin modul tău de viață, tu spui că viața mea fac ce vreau și numele și onoarea lui Dumnezeu e știrbită, că faci tu ce vrei. Vei ajunge într-o zi să plătești scump. Un om care are o putere deosebită, într-o zi și-a lumea în cap și folosește puterea aceasta într-un mod abuziv. Binecuvântarea aceasta dată de Dumnezeu cu un scop precis o folosește după bunul lui plac. Provoacă nejustificat dușmanii, se încurcă în niște lucruri și niște provocări pe care Dumnezeu nu l-a chemat să le facă. Trece limitele stabilite de Dumnezeu, se ia la încuscrel și are nu știu câte soții, nu știu câți socri, nu știu câți prieteni, nu știu câte ghicitori, nu știu câte hore și dansuri și încetul cu încetul te miri de ce omul chemat de Dumnezeu ajungi într-o zi cu ochii scoși, într-un beci, învârtind la râșniță. Unde a început căderea lui Samson? Pentru că de cele mai multe ori oamenii care ajung să cadă, nu cad dintr-o dată. Cei mai mulți oameni nu vor ajunge în ea din păcate grele. Cei mai mulți oameni pierd calea și se rătăcesc de la calea credinței, nu din pricina păcatelor mari. Și vom vedea care a fost, socotesc eu, unul dintre primele linii roșii pe care Samson le-a călcat. Samson ajunge să-și chinuiască sufletul cu mult mai devreme, înainte să piardă puterea. Era un semnal. Când nu ai pace în inimă, când nu ai pace în suflet, am citit versetul 16 că neliniștea din sufletul lui Samson era una ca de moarte. Să-ți chinui sufletul în brațele unei femei străine și să nu-ți dai seama că ești pe un drum greșit? Un om cu o forță, cu o putere, cu o înălțime atât de mare, cu o putere atât de mare. Aminteam mai înainte de undeva, spun istorici, la 400 de kilograme au fost porțile cetății care le-a suit pe un vârf de munte pe o distanță de 30 de kilometri. Închipuiți-vă cam cum arată acest om. Și să te chinui o femeie și să spui că nu mai poți, că mori din cauza ei. Nu-ți dai seama că Dumnezeu te-a părăsit?
Cum se poate să ajungi dintr-un om al lui Dumnezeu, într-o astfel de orbire, și să tu să crezi că ești omul lui Dumnezeu înainte, pentru că ai putere, pentru că binecuvântarea încă o mai ai în mâini, că ai părul lung, că mergi la adunare, că nu te știu frații? Samson pierde rând pe rând toate lucrurile, dar păstrează semnul exterior. Dacă te-ai fi uitat la Samson și n-ai fi știut viața lui, te-ai fi temut de el. Însă diavolul nu se temea de el, că știa că rând pe rând Samson călcase multe linii roșii deja. Și părul lung era doar singurul lucru care mai păstra forma exterioară, lucru care ne ispitește de multe ori și pe noi. Și vezi oameni, vezi bărbați, femei, vezi tineri, care forma exterioară, care poate însemna baticul, care poate însemna fusta, care poate însemna Biblia la adunare, poate însemna peștele pe mașină, poate însemna mâinile puse frumos la rugăciune, poate însemna o sumedenie de lucruri, este forma exterioară, dar Dumnezeu nu mai era cu el. Dar avea părul lung. Adică semnul legământului, că Dumnezeu i-a spus că briciul nu va trece pe capul tău, pentru că tu ești închinat Domnului, eu păstrez doar semnul legământului, dar legământul e călcat. Eu nu mă tund că sunt al Domnului, dar fac ce vreau și joc la dansul diavolului. Să porți batic și să fii al celui rău. Să porți forma exterioară. Nu că baticul e rău, nu că părul lung al lui Samson era rău. Dar de multe ori ne ascundem, sau singurul lucru care ne-a mai rămas e doar forma exterioară a legământului cu Dumnezeu. Și binecuvântările primite din partea lui Dumnezeu sunt pierdute rând pe rând, una câte alta. Vom spune că la un moment dat Samson a căzut în brațele lui Dalila. Că noi nu avem o Dalila, că noi nu cădem în astfel de păcate, că noi nu curvim. Dar din punct de vedere biblic, Dalila poate să fie un principiu. Că nu e important până la urmă în ce păcat caz. Că tot căzut și tot în iad ajungi când caz în păcat. Și Dalila pentru mine sau pentru tine poate să fie altceva. Samson a căzut în brațul unei femei care l-a vândut pe arginți dușmanilor poporului lui Dumnezeu. Dar pentru mine, pentru tine, Dalila poate să fie altceva, poate să fie mașina, poate să fie locul de muncă, poate să fie luxul, poate să fie câte lucruri nu sunt care ne prind încetul cu încetul și ne leagă. Și ne vând ieftin, pentru că noi ne-am vândut întâi. Dumnezeu oricum nu stătea în pletele lui Samson. Pletele lui Samson era doar semnul legământului, dar legământul Samson, am spus că îl călcase în picioare de mult. Dumnezeu nu stă în activismul religios, în faptul că venim la adunare, în faptul că predicăm, în faptul că noi cântăm, în faptul că ne îmbrăcăm pios când venim. Și toate sunt bune, dar toate sunt niște forme exterioare. Dar dacă am călcat legământul, dacă am călcat principiile lui Dumnezeu de viață, de sfințenie, de moralitate, mai devreme sau mai târziu se va duce și forma, se va duce și lucru sau forma exterioară care mai pozează în om al lui Dumnezeu. Primul lucru pe care eu l-am scos și îl văd aici, care Samson n-a luat aminte, sau unde a greșit Samson, este că nu a ascultat de părinți. Poate vă așteptați la o descriere teologică, dar de multe ori alergăm la vocea lui Dumnezeu și aducem proroci, căutăm, sunăm în țară, sunăm în America, sunăm în toate părțile, când de cele mai multe ori, pentru tineri în cazul ăsta, că e o seară de tineri și am ales personajul acesta, prorocul lui Dumnezeu sau vocea lui Dumnezeu, gura lui Dumnezeu s-ar putea să fie în casă și să o cauți la marginea pământului. Îi spune la un moment dat părinții lui Samson: Samson, ce faci nu-i bine. Nici nu se sinchisește Samson. Ia-mi-o că-mi place. Samson nu este îngăduit să-ți iei fată din poporul filistienilor, sunt netăiați împrejur, nu sunt poporul lui Dumnezeu. Ce faci tu nu-i bine. Nu mă interesează. Era vocea lui Dumnezeu. Samson calcă prima linie roșie. Nu ne mirăm mai târziu când ajunge cu leul, cu hoitul, să întineze părinții lui, familia lui, casa lui, la un moment dat poporul lui Dumnezeu ajunge în pericol și spune: Samson, ne nenorocești, filistenii au venit peste noi să ne ucidă, ieși afară, ce-ai făcut? Ies, dar promiteți-mi că nu mă ucideți. Când a început Samson să calce rău? Pentru că primii soli, prima dată când vocea lui Dumnezeu îi vorbește lui Samson, a fost părinții lui. Îi spune lui Samson la un moment dat: Samson, nu-i bine ce faci, nu contează, ia-mi că-mi place. Nu contează că nu-i bun,
emoțiile, sentimentele, ceea ce văd cu ochii, e mai important. Păstrez părul lung, dar nu contează. Al doilea lucru care l-am văzut că Samson îl face greșit, n-a ascultat nici de Dumnezeu. Samson a călcat rând pe rând toate limitele puse de Dumnezeu. Dacă găsim în prima parte a vieții lui Samson că Duhul lui Dumnezeu îl plimba sau îl purta sau îl însoțea, îl călăuzea între Țoria și Eștaol, erau limitele puse de Dumnezeu, unde Dumnezeu îl folosea cu o putere deosebită pe Samson. Imediat cum vedem că Samson crește un pic, trece la oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu și trece dincolo. Samson pleacă la Gaza, la Timna, se duce la filistieni. Modul tău de viață să-l bucure pe cel rău? Spune cuvântul lui Dumnezeu în 16:29, la un moment dat, cu 25, în bucuria inimii lor au zis, chemați pe Samson ca să ne desfătăm. Au scos pe Samson din temniță, avea ochii scoși deja și el a jucat înaintea lor. Tu care trebuia să fii izbăvitorul lui Israel, tu care erai chemat, m-am gândit oare dacă Samson nu s-ar fi degradat și n-ar fi călcat toate liniile acestea interzise de Dumnezeu? Vă închipuiți cam cum ar fi arătat poporul lui Israel cu un asemenea judecător care ar fi ascultat de Dumnezeu? Vă închipuiți, vedeți că acum noi ne uităm la Samson, vedem unde a făcut bine, ne uităm, vedem unde a greșit și ne imaginăm cam cum a fost Samson. Nu e ușor să ne dăm cu părere despre Samson. Dar modul de viață lui Samson a fost unul gradual. O văzut că nu se întâmplă nimic. Aș vrea să mai folosesc aici un exemplu din Sfânta Scriptură, este vorba despre Abimelec, care la un moment dat, omul acesta era tot un judecător din Cartea Judecători, tot ridicat de Dumnezeu, tot folosit de Dumnezeu pentru a izbăvi pe Israel. La un moment dat, una din cetățile de lângă unde era Abimelec, se ridică împotriva lui Abimelec și Abimelec spune în felul următor, se duce în pădure, ia o creangă de copac și spune oamenilor de lângă el, faceți lucrul acesta toți cum fac și eu. Și se adună o sumedenie de oameni, se duc în pădure, taie crengi de copac, se duc la poarta cetății care s-a răzvrătit împotriva lui, le pun acele crengi la poarta cetății și dă foc cetății. Și cetatea respectivă moare în foc. După o perioadă de timp, din nou o altă cetate numită Beț. Între timp nu-și dă seama Abimelec că s-a început să se îndepărteze de Domnul și parcă spune aceleași cuvinte pe care le spune Samson. Fac ca și mai înainte. Prima dată funcționa, s-a răzvrătit împotriva mea, Domnul a fost cu mine, i-am nimicit, Domnul m-a ajutat. Dar nu-și dă seama de diferența că el între timp s-a depărtat de Dumnezeu și spune, voi face ca și mai înainte. Nu spune aceleași cuvinte, dar face aceleași fapte. Și spune, din nou în pădure, din nou crengi și se apropie de cetatea aceasta numită Beț. Și când se apropie Abimelec de turnul cetății în care erau închiși oamenii respectivi, din turnul cetății o femeie aruncă o piatră de moară în capul lui Abimelec. Era o rușine în Israel ca un om, un bărbat, un viteaz, un om al lui Dumnezeu să moară omorât de o femeie. Era o rușine să mori omorât de o femeie. Și Abimelec cu ultimele puteri spune omului, slujitorului de lângă el, omoară-mă, cu alte cuvinte să rămână pe pagina istoriei că a murit omorât de un bărbat, nu de o femeie. Diferența nu-i contează cum mor, că oricum mai devreme moartea e cel mai sigur lucru, vom muri. Însă nu-i nici important cum vom muri, ci e important legământul care face diferența. Dacă l-ai călcat în picioare, vei muri ca un om care nu l-a onorat pe Dumnezeu. Exemplul acesta se aseamănă exact cu ceea ce a făcut Samson. Voi face ca și mai înainte. Dumnezeu ne-a dat biruință, eu sunt judecător, Dumnezeu m-a chemat să izbăvesc pe Israel. Al treilea lucru pe care îl văd aici, Samson pierde și puterea spirituală. Noi am fost făcuți în Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu, mai mult decât biruitori. Și când vine satana de multe ori, noi biruitorii ajungem să fim învinși. Și se pune întrebarea, de ce? Noi am fost împuterniciți de Dumnezeu cu Duhul Sfânt, care înseamnă putere. Samson avea putere fizică dată de Dumnezeu, noi avem putere spirituală dată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne-a împuternicit pe noi cu putere. Și noi, împuterniciți de Dumnezeu, ajungem de multe ori să fim învinși. De ce? Pentru că prea mulți oameni cred că botezul cu Duhul Sfânt, lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, este sfârșitul vieții lor. Cu alte cuvinte, mă nasc, devin adult, primesc botezul în apă, primesc Duhul Sfânt, sunt calificat pentru împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, Duhul Sfânt este ca Dumnezeu să ne ajute și este împuternicirea pentru lucrare.
Înseamnă că tu ai fost echipat de Dumnezeu cu Duhul Sfânt, înseamnă că Dumnezeu ți-a dat pe deasupra chemării, inteligenței umane cu care Dumnezeu te-a înzestrat, îți dă și o parte de putere divină cu care să poți face lucrarea lui Dumnezeu. Și asta înseamnă începutul lucrării. Asta înseamnă că tu trebuie să mergi cu mai multă forță, cu mai mult elan. Ori pentru mulți e sfârșitul. Sunt botezat cu Duhul Sfânt și se așează jos. Noi am fost mântuiți prin Iisus Hristos, noi n-am fost mântuiți prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este a treia persoană sau o persoană din Duhul Sfânt care în mod special ne ajută în rugăciune, ne ajută în lucrare și Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne echipează și ne dă putere. Aș vrea să vedem și în continuare și trei pași ai îndreptării lui Samson. Dacă nu l-am fi găsit pe Samson în cartea Noului Testament, în galeria oamenilor credinței, am fi avut semne de întrebare despre Samson. Însă partea frumoasă e că îl găsim la un moment dat pe Samson între oamenii ascultați de Dumnezeu, între oamenii care fac o rugăciune pe care Dumnezeu o ascultă, între oamenii care la un moment dat încearcă să recupereze ce a pierdut în timp, că la un moment dat se spune că oamenii pe care Samson i-a omorât atunci odată împreună cu moartea lui au fost mai mult decât cei pe care i-a omorât în tot cursul vieții lui și încearcă la un moment dat să recupereze. Primul lucru pe care Samson îl face atunci când nu mai are ochi, când nu mai are putere, când este tuns, este conștientizează, realizează situația în care se află, înțelege că cu mușchii tăi, cu încordarea ta, cu părul tău, cu șuvițele tale nu sunt nici de o putere. Atâta timp cât legământul este călcat în picioare, atâta timp cât tu nu-L onorezi pe Dumnezeu cu viața și cu trăirea, părul tău, mușchii tăi, faptul că zici în gândul tău, voi face că și mai înainte, faptul că spui că am experiență sau că știu ce trebuie să fac, că dai din coate de multe ori, s-ar putea să ajungă într-o zi atunci când calci legământul în picioare să nu-ți folosească la nimic. Și primul lucru pe care Samson îl face este că realizează situația în care este, că nu faci nimic cu mușchii tăi, că ajungi la un moment dat să fii fără ochi, pentru noi poate însemna fără viziune, să nu mai știi în cine să te mai încrezi, unde să te mai duci, pe cine să mai crezi și vezi oameni din punct de vedere spiritual dezorientați, pentru că ochii le sunt scoși de multe ori. Asta este primul lucru pe care îl face Samson. Dacă nu mai vezi pe unde să mergi, dacă faci lucruri pe care nu ai vrea să le faci, dacă faci lucruri pe care nu-ți plac să le faci, asta înseamnă că foarte probabil că ai ajuns să învârți la râșnița celui rău. Asta înseamnă că de multe ori poate diavolul deja ți-a prins ochii, dar nu-i încă totul pierdut. Pentru că vom vedea că Samson este primul pas în reabilitarea lui, este conștientizarea. Ok, sunt în temnița filistienilor, sunt fără ochi, sunt fără păr, sunt fără legământ, sunt fără oameni, sunt fără familie, am pierdut totul. Dar primul pas, Samson realizează și conștientizează lucrul acesta. Al doilea lucru este că Samson recunoaște situația în care se află. Samson înțelege că este momentul când trebuie să se întoarcă, începe să înțeleagă că părul începe să îi crească din nou, se ivesc zorile, se ivește izbăvirea, Dumnezeu începe să-i vorbească din nou, începe să simtă din partea lui Dumnezeu o chemare, o licărire când Dumnezeu vrea din nou să-i mai dea o șansă, o ultimă șansă, am putea spune, a vieții lui. Dacă în inima ta, oricât de căzut ai fi, mai vine un gând bun care te îndeamnă să vii la casa lui Dumnezeu și realizezi că ai călcat în picioare legământul, dacă realizezi că te-ai îndepărtat de Dumnezeu. Spunea un frate păstor la un moment dat că s-a apropiat după o evanghelizare la el un frate, un tânăr și spune, frate, ai spus în seara aceasta că mai există iertare, ce ai predicat e adevărat? Și fratele spune, da, e adevărat, în Scriptură scrie, sunt convins, garantez pentru asta cu Biblia. Frate, dar tu nu știi prin câte am trecut eu, tu nu știi după ce eu am luat botezul câte am făcut. La care fratele spune, da, dar tu nu știi cât e de mare dragostea și iertarea lui Dumnezeu. Oriunde te-ai afla, ai rămas fără o mână, fără un picior din punct de vedere spiritual, ai rămas fără ochi, ai rămas fără familie, ai rămas fără soție, ai rămas fără prieteni. În numele lui Iisus Hristos mai este iertare, dar condiția este, conștientizează lucrul acesta, că ai pierdut totul din pricină că ai călcat legământul în picioare. Recunoaște situația în care te afli și prinde valul, prinde ultima licărire, se ivesc zorile, Dumnezeu îți va pune un gând bun să te întorci. Niciodată diavolul nu îți va spune să spui, oricât de jos ai căzut, întoarce-te la Dumnezeu. Dacă îți vine un gând în inima ta să te întorci la Dumnezeu, e de la Domnul, nu e de cel rău. Și al treilea lucru pe care Samson îl face este că la un moment dat Samson se roagă. Capitolul 16 cu versetul 28 spune așa, Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeule, dă numai de data aceasta cu o singură lovitură să mă răzbun pe filistieni pentru cei doi ochi ai mei. Samson își dă seama că
are nevoie de iertare lui Dumnezeu, care are nevoie să fie ascultat de Dumnezeu, care are nevoie să-și reabiliteze legământul din nou cu Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmplă de multe ori și în biserică. Spun istoricii că atunci când Europa a început să fie cucerită de Imperiul Bizantin la Constantinopol, stăteau oamenii și își puneau întrebări, oamenii religioși ai vremii de atunci. Sultanul își înfinsese steagul și sulița deja să cucerească lumea creștină pentru musulmani, pentru Mahomed, și oamenii care erau chemați să fie oamenii lui Dumnezeu spuneau: oare pe un fir de păr câți îngeri pot sta? Oare în slujbele din biserică ar trebui să fie ținute în greacă sau în altă limbă, sau în nu știu ce limbă? Și oamenii și-au pierdut viziunea, și-au pierdut scopul, în timp ce viața lor, cetățile lor, regiunile lor erau cuceriți. Și au rămas unele dintre ele cucerite până astăzi. Și în Turcia de astăzi sunt bisericile care altădată. Le găsim în cartea Apocalipsei. Oameni buni, ne putem pierde legământul cu Dumnezeu, ne putem pierde chemare, ne putem pierde viziunea. Cât timp mai ești în viață, mai există o speranță. Dacă n-ai murit și ești pe bancă în Philadelphia în seara aceasta, înseamnă că ești în prezența lui Dumnezeu. Se mai poate face ceva, dar e nevoie ca să conștientizezi lucrul acesta și e nevoie să le spunem și la tineri lucrul acesta, pentru că este singurul lucru, și aș vrea să-l spun în încheiere lucrul acesta, e singurul lucru care într-o zi îl va aduce pe fiul tău risipitor în casa lui Dumnezeu, știind: la tatăl meu sunt oameni care duc mai bine, Dumnezeul meu e mai bun decât filistienii, Dumnezeul meu e mai puternic decât Dumnezeul filistienilor. Și spunea fiul risipitor când se hrănea cu roșcovele pe care nici pe cele nu le avea la porci: atâți argați la tatăl meu au belșug de pâine și eu mor aici într-o țară străină. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze generația de tineri din biserica noastră, să fie oameni care să-L cunoască pe Dumnezeu, să fie oameni care să păstreze legământul curat pentru numele lui Dumnezeu, să aducă victorii pentru Dumnezeu și pentru poporul Lui. Că dacă nu, într-o zi vom ajunge și noi, copiii noștri poate, și ne vom pune întrebări. De multe ori, singura soluție dacă ai un copil rebel, știți care ar fi? S-ar putea să nu placă la mulți. Dar sunt exemple biblice, nu unu, nu două, multe, în pagina Sfintelor Scripturii. S-ar putea să aibă perioada lui de rebeliune, de răzvrătire, când spune: nu mă mai interesează de mama, nu mă mai interesează de tata, am 18 ani, fac ce vreau, am locul meu de muncă, sunt banii mei, e viața mea, fac ce vreau cu ea. Și nu puține familii sunt care au astfel de copii în casele lor. S-ar putea ca prima și singura soluție care s-o ai la îndemână îi să-l lași ca acea rebeliune, acea răzvrătire să se consume. M-am gândit oare dacă la Samson s-ar fi coborât la un moment dat părinții lui să spună: măi, noi am stat de vorbă cu Dumnezeu, cu omul, cu îngerul lui Dumnezeu, tu ești un om al lui Dumnezeu, în mijlocul prietenilor, al dansului în care se afla Samson, oare credeți că Samson s-ar fi întors? Nu. Mă faci de râs, mamă, vii aici împreună cu prietenii mei, cu colegii mei? Nu. Dar a fost o vreme când a fost crescut lângă Dumnezeu, a fost crescut și la un moment dat s-a întors. Fiul risipitor la un moment dat și-a venit în fire. S-ar putea ca singura soluție să nu știi ce să faci, să spui: măi, am 2, am 3, am 5, am 10 copii, pe toți eu i-am crescut, același mamă, aceeași tată, aceeași învățătură, 1, 2, 5, 9, bine, 1 luat o razna. Oare nu au avut aceeași predică, nu au avut aceeași mamă, aceeași tată? Ce s-a întâmplat? Ne vom ruga ca Dumnezeu să întoarcă fiii risipitori acasă. Ne vom ruga, pentru că nu e ușor ca mamă, ca tată să vezi că ai un copil care a luat-o pe arătura, îmi spune noi, și-a luat lumea în cap, care crede că poate face ce vrea. Într-o zi Dumnezeu îl poate aduce acasă. Credeți în puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a adus pe Samson, Dumnezeu l-a adus pe fiul risipitor, Dumnezeu a adus atâția tineri, pe mulți dintre noi, Dumnezeu ne-a adus aici, n-am fi venit noi. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare tânăr din biserica din Mansuie. Pe cauza de rugăciuni, pe lista de rugăciuni, noi avem și vocea aceasta, să ne rugăm pentru tineri care s-au îndepărtat de casa lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să facă fiecare tânăr, fiecare adolescent din biserica din Mansuie o resursă, o unealtă în mâinile lui Dumnezeu. Și astfel biserica, părinții, familia, Dumnezeu, societatea să se poată bucura de locul acesta numit Philadelphia, care Dumnezeu l-a dăruit pentru vreme fiecare dintre noi ca o binecuvântare. Așa cum altă dată a fost Canaanul pentru Israel, să nu dăm cu piciorul, să-l prețuim, să ne rugăm împreună, să slujim Domnului împreună, și Dumnezeu va face mari lucrări pentru noi. Amin.